Viața asistaților s-a schimbat de la începutul acestui an. Acum trebuie să bată la ușile mai multor instituții pentru a căuta de muncă. Pentru a nu rămâne fără venitul minim garantat, dâmbovițenii trebuie să obțină o viză de la 3 firme. Dovadă că au încercat să se angajeze. Această viză se pare că le dă dureri de cap asistaților, care sunt nemulțumiți că trebuie să stea la cozi pentru a primi un ajutor care pentru unii nu depășește 300 de lei. Veniți în fiecare lună, s-a modificat. Fiecare lună e cam bătaie de joc, vrea și repartiții pe fiecare lună să venim aici, să stăm la rând. Este. Minem la primărie să depun hârtiile care le luăm de aici, mai pierdem și acolo. Se face o legătură și cu angajatorii pentru posturile pentru muncitori necalificați să reușiți să vă angajați? Nu, eu de exemplu am 59 de ani. Am constatat că unii pur și simplu se duc după o banală ștampilă, ba mai mult că am înțeles că mai și oferă sau li se cer anumiți bani să li se pună ștampilă pe acea filă, ceea ce mi se pare totuși un lucru grav din ambele sensuri. Odată, dacă chiar are nevoie de ajutor social, de unde are bani să își plătească o ștampilă, iar cea de-a doua, chiar nu văd rostul celui care pune ștampila, că nu-l ajută. După cum recunosc, chiar dâmbovițenii care primesc acest ajutor social de la stat sunt buni de muncă. Unii și-ar dori să nu mai fie nevoiți să se descurce cu 2, 3 sau 400 de lei, să înlocuiască venitul minim garantat primit de la stat cu un salariu oferit de angajator pentru munca prestată. Se plâng însă că au ajuns la o vârstă înaintată, iar patronii nu-i mai bagă în seamă. Specialiștii din domeniu îi avertizează că asistații nu mai dobândesc vechime pentru a ieși la pensie. Asta știu și oamenii, iar unii sunt cu atât mai disperați cu cât se apropie de vârsta la care ar trebui să se pensioneze. Recunosc și că muncesc cu ziua și își mai rotunjesc veniturile. Există însă o altă categorie de asistați care par certați definitiv cu munca. Aceștia sunt cei care au cele mai puține șanse de a duce o viață decentă pentru că așteaptă întotdeauna o mână întinsă.